azi am decis să-mi scriu povestea care s-a întâmplat în urmă cu 8 ani. Pe vremea aia eram un puș care de abia făcuse 19 ani și care se zbătea să găsească ceva de muncă pe timp de vară. După două luni de căutări, am analizat că vara aproape s-a terminat, iar căutările mele au eșuat, așa că am decis să mă distrez restul săptămânilor până începea facultatea. Eu eram cel mai mare din grupul meu de prieteni, mare parte din ei de abia acum intrau în ultimul an de liceu, eu, anul acela, am terminat liceul și am reușit să mă înscriu la o facultate bună pentru afaceri internaționale. Nu a fost prima mea opțiune, dar am zis de ce nu. Alegerea mea părea să-i facă pe ei tare mândri de mine. Hai că v-am plictisit destul cu problemele mele personale din trecut și aș vrea să trec la povestea mea. Eram în total o persoană în grupul meu de prieteni, iar într-un weekend din septembrie, doi dintre ei aveau să împlinească 18 ani. Nu știu cum e în alte țări, dar la mine majoratul e un lucru destul de important, așa că restul de prieteni mi-au propus să organizez petrecerea pentru ei, eu fiind singurul major care putea să cumpere alcool fără probleme. Să sărbătorim într-un bar local, ieșea din discuție. După cum am zis, nu erau toți majori. Pe lângă faptul că nu cred că ne permiteam o noapte de bod la prețurile care sunt acolo. M-am tofoit câteva zile, neștiind ce anume să fac. Pe de o parte vroiam să organizez cea mai tare petrecere din anul ăla, pe cealaltă parte parcă vroiam ceva liniștit alături de prietenii mei. După mai multe zile în care am căutat o locație demnă de un majorat, mi-am adus aminte de un tip care e prieten bun cu tata. Acest bărbat își cumpărase o cabană pe malul unui lac, într-o pădure, la jumătate de oră de mers cu mașina îmi aduc aminte că am modernizat-o cu gândul să o închirieze pe timp de vară așa că am discutat cu el și după ce ne-am înțeles la bani am bătut palma Bun, acum aveam locația tot ce trebuia să fac era să iau de băut și de mâncare și mie înțeles să le duc la cabană Sărbătoriții nu știau nimic de această petrecere și am făcut o treabă chiar bună în a ascunde ce urma să se întâmple O zi înainte de petrecere m-am dus până acolo să iau cheile și să duc băutura și mâncarea Trebuie să recunosc că priveliștea era altceva, iar cabana era chiar modernizată. La parter era o sufragerie generoasă, cu o bucătărie și o baie, iar la etaj erau patru dormitoare cu două băi. M-am oprit din a admira toată zona, pentru că trebuia să bag la frigider totul. Atunci când am observat că avea și sonorizare acolo, deci nu trebuia să vin cu boxa de acasă. Bucuros de alegerea făcută, m-am întors acasă și m-am băgat în pat destul de devreme. Știam că o să fie o zi lungă mâine și poimine, așa că aveam nevoie de fiecare gram de energie. Sâmbătă, am luat-o de dimineață de coadă și ne-am întâlnit la casa unuia dintre sărbătoriți. Eram două mașini în total și după ce ne-am strâns cu toții, am plecat spre cabană. Restul zilei a fost cu adevărat magic. N am făcut grătar, ne-am bălăcit în apa caldă de la lac, am băut și ne-am zbânțuit pe muzică. Totul a mers ca un spună a apus soarele. Atunci, am făcut un pic de pauză și după am rezumat petrecerea. Undeva pe la miezul nopții, au început prietenii mei să cadă ca muștele pe rând, fie de la oboseală, fie de la prea multă băutură. Cred că era unul dimineața când am ieșit pe veranda din față să iau o gură de aer cu un prieten. Și eram destul de turmentat, dar încă puteam să le câteva cuvinte prietenul cu care am ieșit în față. Mi-a zis că de tare a fost petrecerea, asta pe care am organizat-o și după a adormit pe scaun. Eram amuzat de situație și când m-am ridicat să sting țigara, toată atmosfera parcă s-a schimbat. În jurul casei, o ceață s-a așternut și parcă întreaga faună din pădure a amuțit subit. Am încercat să ignor sentimentul de anxietate și m-am gândit că sunt eu prea obosit. Dar când m-am uitat spre pădure, am văzut două puncte galbene cum străluceau. M-am chiorât un pic să vă mai bine și atunci am realizat că acele puncte clipeau. Știam că nu mai trebuie să stau pe verandă, așa că l-am tras prietenul meu până în casă și am încuiat ușa. Poate era naiba un urs sau ceva, m-am gândit. Toți prietenii mei dormeau duși deja când am auzit un urlet pe care pot să-l descriu doar ca ceva uman combinat cu o gurață de animale. Mi s-a făcut pielea de găină și am început să mă mișc prin cabană să verific fiecare fereastră. Când m-am uitat printr-una, am realizat că ceața era atât de deasă încât nu puteam să văd nimic afară. De parcă era un ecran de fum gros și alb care ne înconjura. Am verificat fiecare fereastră și ușa din spate, inclusiv cele de sus. Trebuie să recunosc că mi se cam lase de petrecere în momentul ăla, iar gândul că mașinile noastre erau parcate destul de departe nu m-a calmat deloc. Când lucrurile s-au mai domolit, am aruncat o altă privire pe fereastră și se pare că ceața aia s-a mai diminuat un pic, pentru că puteam să văd reflexia lunii în lacul de lângă cabană. Îmi aduc aminte că mă gândeam cât de ciudată era toată această situație. Adică nu sunt vreun cercetaș, dar sunt sigur că ăsta nu era un comportament normal pentru cum apare ceața, în special vara. Am decis să scot pușca care era atârnată de perete și să o încarc cu muniție. După m-am întins pe canapea ca să dorm și eu un pic, cum am făcut asta? Acel urlet infernal a răsunat în toată casa, de parcă intrase prin ușa principală. Nu mai puteam să ignor, iar prietenul care adormise pe verandă s-a trezit confuz. Când m-a văzut cu pușca în mână, m-a întrebat ce se întâmplă. Am încercat să-l calmez și să zic frumos că nu am nici cea mai mică idee, dar știam că nu am făcut o treabă prea bună, judecând după privirea lui îngrijorată. El m-a întrebat dacă mai am vreo armă să-i dau și lui și a trebuit să-l dezamăgesc pentru că nu aveam cu ce să-l ajut. Cum am zis că s-au mai calmat lucrurile, același urlet s-a auzit în toată cabana și de data asta, restul grupului s-a trezit. Panicați au coborât să întrebe ce se întâmplă. Când ne-am văzut baricadați cu pușca în mână, au realizat că nu e de glumit. Ne-am zis că trebuie să fie un urs sau ceva. Nu am vrut să-i sperii cu gândul că eram încercuiți de cine și ce creatură a pădurii. Restul grupului a sugerat să mergem la mașini și să plecăm de aici. Dacă era ceva, ne întorceam a doua zi pe lumină ca să ne luăm lucrurile. Am încercat să le spun că nu este o idee bună, dar nu prea aveam cu cine să mă încert. Dar când erau gata să iasă, trei bătăi puternice la ușă ne-au oprit pe locurile noastre. Sigur nu era un urs, am zis cu o ironie pe față. Ne-am uitat unii la ceilalți, ne ce să facem. O fată din grupul nostru a zis să deschidem ușa, poate e cineva care are nevoie de ajutorul nostru. M-am uitat la ea și am zis că nu e o idee bună. Eram aproape 100% sigur că ce era de cealaltă parte a ușii nu era uman. Bam! Alte trei lovituri au urmat. Toți am tresărit la auzul sunetelor, iar eu am încărcat arma și am început să urlu că suntem înarmați. Am mai așteptat câteva momente și nu s-a mai întâmplat nimic. Poate l-am speriat, am zis, și m-am uitat la ceas, care arăta aproape ora 4 dimineața. M-am întors spre grupul meu și ne-am zis că plecăm cum se luminează de zi. Nimeni nu s-a împotrivit deciziile așa că ne-am așezat la masa din bucătărie, încă vizibil speriați. Verificam periodic ferestrele și ceața se pare că s-a ridicat. În jurul cabanei nu puteam să văd nimic care să mă alarmeze. Cum soarele a început să răsară, am strâns tot ce era de strâns și când ne-am simțit îndeajuns de curajoși, am ieșit din cabană. Pe ușa de lemn, puteam să văd niște găuri adânci făcute din niște ghiare sau mă rog, ceva ascuțit. Nu am apucat să văd ca lumea pentru că ne grăbeam. Am aruncat în mașină tot și am pornit motorul. Felul în care era parcată mașina, luminam deschiderea de la lac și când m-am uitat în față, l-am văzut. O creatură înaltă, slabă, cu mâinile lungi până la pământ și fără păr. Ochii erau mari și galbeni, iar ei străluceau ca două faruri puternice. Creatura a deschis gura și același urlet pe care l-am auzit toată noaptea a ieșit. Îmi aduc aminte că nu puteam să-mi iau ochii de la cea creatură. În tot acest timp nu am mișcat nici măcar un milimetru din poziția lui. Dar în curând concentrarea mea s-a dus când cealaltă mașină a ieșit cu spatele în viteză de acolo. Moment când am făcut și eu la fel. După am ajuns acasă repede, și când i-am întrebat pe ceilalți din cealaltă mașină dacă au văzut ce era în fața lacului, ei mi-au zis că nu era nimic. Deci, nu sunt sigur ce ne-a vizitat în noaptea aia. Cei din mașina mea au văzut același lucru, în timp ce restul grupului nu au văzut și nici nu au auzit nimic. Și era imposibil să nu vadă din moment ce creatura era luminată cu totul de farurile mele. În concluzie, cred că am dat peste un moment, baza pe ce am citit după incident. 8 ani mai târziu, nu am mai apun niciun fel de experiență ciudată și poate că o să sune ciudat. Dar sunt tare curios de ce s-a întâmplat atunci și aș vrea să mă întorc în cabana aia ca să explorez pădurea.